Ioana, îți mulțumim. Dacian Cioloș a prezentat pentru ultima oară bilanțul înainte să predea mandatul noului premier. Fostul prim-ministru a vorbit despre programele dezvoltate în timpul mandatului său și a precizat că a știut că așteptările populației vor fi mari. Totodată, Dacian Cioloș a declarat că a beneficiat de o susținere politică volatilă în Parlament, lucru care i-a îngreunat deciziile. Fostul premier speră ca noul guvern să continue proiectele începute de tehnocrați. În ultima declarație în calitate de premier, Dacian Cioloș și-a prezentat activitatea din mandatul de aproape un an și două luni. Fostul premier a amintit că guvernul tehnocrat s-a instalat într-un context social și politic excepțional, în urma manifestațiilor de stradă și a demisiei guvernului Ponta. Astfel, se aștepta la presiuni mari ca acest guvern să demareze reforme și să intervină în foarte multe domenii. Încă de la începutul guvernării au ieșit la iveală mai multe probleme, mai multe lucruri ascunse timp de, în multe cazuri, peste 20 de ani, care și-au făcut simțită prezența și problemele au apărut, au ieșit la iveală în această perioadă, așa încât guvernul nu avea cum să nu abordeze aceste lucruri frontal. În ceea ce privește rezultatele obținute de guvernul său, Dacian Cioloș a precizat că a încercat un alt mod de guvernare și a vorbit despre transparentizarea actului de guvernare, creșterea locurilor de muncă și despre strategia anticorupție 2016-2020. Am transparentizat atât cât este posibil actul guvernamental, am transparentizat și actul de decizie guvernamental. Am creat noi platforme de consultare publică, dar cred eu că măsurile pe care le-am luat și în acest an și modul în care am abordat lucrurile în procesul decizional care viza sectorul economic a stimulat în continuare încrederea investitorilor în România. Dacian Cioloș a spus că speră ca proiectele să fie asumate și puse în aplicare și de guvernul Grindeanu. Sper ca și guvernul care vine să continue anumite programe, să continue anumite acțiuni care din punctul nostru de vedere sunt benefice, dar sigur, fiecare guvern cu programul lui de guvernare. Fostul premier a amintit și de reformele din sănătate, creșterea economică a României de 5%, dar a precizat și că, pentru prima dată, a folosit un sistem de control împotriva votului multiplu.